spre Canaan, o poezie a fratelui Ioan Marini. De pretutindeni frații strigă, sunt în prezență la datorie. Noi vrem să mergem înainte cu oastea adevărată vie. Dorim pustia, vrem Canaanul și nu ne întoarcem înapoi. Orice necazuri și prigoane ar curge zilnic peste noi. Ne înfrățim cu suferința și vrem și noi să pătimim. Ne bucurăm de spini, de cruce. Sunt talismanul cel dorim. Prin suferinți, dureri, prigoane, cu Domnul vom înainta. Biruitor în fruntea noastră, Iisus ne arată calea sa. Cu braț înalt, cu mână tare, condu-ne, Doamne, spre Canaan. Să trecem prin pustia lumii, biruitor peste Iordan. Amin. Dar cu cerii părinți, iubiți frați și sorori, slăviți să fie Domnul. În drumul spre Canaan, Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta vrea să scrie pe inima noastră. Și vor ști neamurile că eu sunt Domnul când mă voi sfinți în voi, înaintea ochilor lor. Și vor ști neamurile că eu sunt Domnul când mă voi sfinți în voi. Și a știut Marea Roșie că El este Domnul. Știți când? Când s-a fugit și s-a dat la o parte să treacă poporul lui Dumnezeu. Pentru că a sosit o zi când mă voi sfinți în voi, când s-a sfințit în poporul sfânt. A venit o zi, fratele meu și sora mea, când marea a văzut, când neamurile a văzut, când lumea a văzut. O zi când mă voi sfinți în voi. S-a cântat mai înainte așa frumos cântarea aceea frumoasă. Azi e zi mare, e sărbătoare. Da, fratele meu, sora mea, e zi mare în biserica din Hațec, e zi mare în adunarea din Hațec. Dar Dumnezeu vrea să facă o zi și mai mare în inima ta. Știți care este aceea? Ziua când mă voi sfinți în voi. Nu numai ziua când voi cânta o cântare, nu numai ziua când voi înălța o rugăciune, nu numai ziua când voi spune o predică sau voi vesti pe Iisus Hristos, ci ziua când mă voi sfinți în voi. Cuvântul lui Dumnezeu are pentru inima ta în seara aceasta un cuvânt deosebit. Degetul lui Dumnezeu vrea să facă în seara aceasta o lucrare deosebită în inima ta, fratele meu și sora mea. Ziua când mă voi sfinți în voi. Părinții noștri ne-au învățat să cântăm lui Dumnezeu, să cântăm în Sfânta Biserică, să cântăm în Sfânta Adunare. Și noi l-am urmat calea și pilda înaintașilor. Dar fratele meu și sora mea, în seara aceasta, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, vrea să facă o lucrare și mai mare și mai măreață decât cântarea, decât rugăciunea, decât predica. Ziua când mă voi sfinți în voi, ziua când mă voi sfinți în inima ta, ziua când mă voi sfinți în viața ta. Vedeți? Pe toate drumurile, la toate televiziunile, pe toate canalele și știrile, oamenii se plâng, tații se plâng, mamele se plâng, copiii sunt răi. Dar fratele meu și sora mea, cine își mai pune azi întrebarea? Eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat. Copilul meu piere și moare, pentru că eu, tată, nu m-am sfințit încă. Pentru că în viața mea încă n-a venit ziua când mă voi sfinți în voi. Ziua când mă voi sfinți în tine, tată. Plângi, tată, după copiii tăi. Dar cum stai cu ziua când mă voi sfinți în tine? Plângi, mamă, pentru copiii tăi, pentru fetele tale. Dar cum stai cu ziua când mă voi sfinți în tine? Plâng, părinții, azi pentru nepoților, că stau mai mult la desene animate și la televizor, mai mult la internet decât la Dumnezeu și la biserică. Dar, părinte dragă, frate scump, cum stai cu ziua când mă voi sfinți în voi? Copiii noștri, nu văd încă noi suficient ziua când mă voi sfinți în voi. Cei din jurul nostru, nu văd suficient ziua când mă voi sfinți în voi. Avem cântări, slăviți să fie Domnul. Dar fratele meu și sora mea, Mântuitorul Iisus Hristos vrea să scrie azi pe inima ta o altă cântare. Cântarea pe care o cânti după ziua când mă voi sfinți în voi. Am cântat prea mult cântarea, fără ziua sfințirii în voi, fără ziua când mă voi sfinți în voi. Și de aceea încă n-a rodit cum trebuie. Avem rugăciuni frumoase, să vii să fie Domnul. Ne-au învățat părinții să ne rugăm frumos și ne-am rugat și ne rugăm. Dar fratele meu, sora mea, azi Hristos vrea să scrie pe inima ta ceva și mai frumos și mai ziua când mă voi sfinți în voi. Ca apoi să te rogi după ziua când mă voi sfinți în voi. Avem vestiri, avem predici frumoase. Dar după predică și după vestire, după adunare de mii de oameni, de sute de oameni, nimeni nu mai face legământ. De ce, fratele meu, sora mea?
Ne lipsește ziua când mă voi sfinți în voi. Cât este vremea să ne scriem pe inima noastră și pe viața noastră. Doamne, vreau să te sfințești în inima mea. Vreau să te primești în inima mea. Vreau să intri și în inima mea. Vreau să duci în viața mea ziua când mă voi sfinți în voi. Moise, când este chemat pe munte și se întâlnește cu Dumnezeu în drum, Moise a simțit că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Du-te, Moise, și spune poporul Israel, că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Du-te, Moise, și spune celor necăjiți erau întristați. 430 de ani a stat poporul în robie. 430 de ani a plătit păcatul că l-a supărat pe Dumnezeu, l-a mâniat pe Dumnezeu. Dar după 430 de ani a venit o zi. Ziua când mă voi sfinți în voi. Moise, tu ce îi spune poporului că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Ziua când vă voi scoate din robie. Ziua când mă voi scoate din păcat. Ziua când vă voi duce în Canaan. Și Moise este trimis. Du-te, Moise, la faraon și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor. Lasă pe poporul meu să mi se închine mie, fratele meu scump și sora mea. Vrea cuvântul lui Dumnezeu să spună: a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Dar așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu bisericii. Așa vorbește Domnul Dumnezeu altarului. Lasă pe poporul meu să mi se închine mie. Lasă inima ta să se închine Domnului. Lasă credința ta să se închine Domnului. Fratele meu și sora mea, ne-am venit la biserică, dar numai până la cântare. Ne-am venit la biserică, dar numai până la rugăciune. Ne-am venit la biserică, dar numai până la predică. Și am plecat acasă. Fericiți că am cântat frumos. Fericiți că ne-am rugat frumos. Fericiți că am predicat frumos. Și am zis slăviți să fie Domnul. Dar Domnul Iisus nu-i mulțumit. Dar Domnul Iisus vrea să ne învețe partea a doua. Partea a doua a cerului și împărăția cerurilor. Ziua când vă voi sfinți în voi. Să cântăm după ziua când mă voi sfinți în voi. Să ne rugăm după ziua când mă voi sfinți în voi. Să predicăm și să vestim pe Iisus Hristos. Dar după ziua când mă voi sfinți în voi. Nu numai înainte. Fratele meu și sora mea, ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Cum a chemat-o pe Maica Domnului. Când Îngerul îi vine în față. Când Îngerul Dumnezeu îi spune: binecuvântare ție. Binecuvântare ție că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Și Maica Domnului, plină de bucurie, știți ce a zis? Iată roaba Domnului, facă-mi să-ți pe cuvântul tău. Fratele meu scump și sora mea iubită. Și tu ai multe necazuri acasă, în viața ta, în copiii tăi, în nepoții tăi. Dar te plângi, copiii sunt răi. Familia este rea, toți sunt răi. Fratele meu și sora mea, cum stai cu ziua când mă voi sfinți în voi? Maica Domnului, când a simțit că vine ziua când mă voi sfinți în voi, deși nu știa, nu înțelegea multe, și ți-a strigat: iată roba Domnului, facă-mi să după cuvântul tău. Mama lui Samuel, în fața unui altar, în fața unui preot, într-o biserică, se ruga cu așa foc și cu așa duh și cu așa, că și preotul s-a mirat. Femeie, până când stai beată? N-a înțeles preotul Elie. Că acolo nu era o femeie beată, ci era o femeie care a simțit ziua când mă voi sfinți în voi, ziua când mă voi sfinți în mama lui Samuel. Și atunci preotul Elie, știți ce a spus? Du-te acasă și Domnul Dumnezeu cerul să-ți împlinească rugăciunea ta. Și Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea. Pentru că pentru mama lui Samuel a fost ziua când mă voi sfinți în voi, fratele meu și sora mea. S-a cântat așa frumos cântarea aceea frumoasă de fraților și surorilor, bine, bine ați venit, că e zi mare și e sărbătoare. Dar e mai o sărbătoare mai mare decât aceasta. Este ziua când mă voi sfinți în voi. Ziua când ai plecat în biserica lui Dumnezeu și vei simți și vei ști că a venit și pentru tine. Ziua când mă voi sfinți în voi. Ziua când Dumnezeu se sfințește în inima ta. Ziua când Dumnezeu se sfințește în casa ta. Când vei intra acasă, în casa ta, în familia ta, cei din casa ta, ei trebuie să vadă că a sosit în tine. Ziua când mă voi sfinți în voi. Pe chipul tău. Pe chipul tău trebuie să strălucească Hristos. Pe chipul tău trebuie să strălucească Dumnezeu. Pentru că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Este vremea, scumpi și preobiții mei, să ne punem inima noastră, să ne punem credința noastră, să ne atingem de Dumnezeu. Femeia cu scurgere nu a venit să spună 100 de Tatăl nostru, n-a venit să facă 100 de mătănii, n-a venit să decât să atingă de Hristos. Pentru că a simțit ce a știut, a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Ziua când mă voi sfinți și în tine, femeie, fratele meu și sora mea.
Vrea Dumnezeu să spună azi și pe inima ta, ca să o știi și pentru tine, ziua când mă voi sfinți în voi. Mântuitorul Iisus Hristos, când stă pe crucea Golgotei, cu mâinile întinse, și spune, iată cât de mult vă iubesc. Când se dea cu mâinile întinse, te va vrea să ne spună, a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. De acum nu vă mai cânta, de acum nu vă mai predica, de acum nu vă mai spune niciun cuvânt. Pentru că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi. Eu plec și vă va lăsa Duhul Sfânt, acela mângâietor care va intra în voi. Și acela vă va învăța toate cât eu v-am spus. Pentru că a sosit ziua când mă voi sfinți în voi, fratele meu și sora mea. Noi ne căsătorim. Când vine vremea căsătoriei, mergem la facultăți când vine vremea facultății. Ne naștem copii și creștem copii. Dar uităm lucrul cel mai important. Ziua când mă voi sfinți în voi. Ziua când mă voi sfinți în căsnicia ta. Ziua când mă voi sfinți în copiii tăi. Ziua când mă voi sfinți în familia ta. Ziua când mă voi sfinți în adunarea ta. Atunci, când Hristos se sfințește în noi, în adunarea noastră, în familia noastră, în casa noastră, în copiii noștri, în biserica noastră, nu va mai fi lacrimi, nu va mai fi durere, nu va mai fi plâns. Pentru că El le face pe toate. El le poate face pe toate. De aceea, prea cuvântul lui Dumnezeu, dreptul lui Dumnezeu să scrie și pe inima ta, ca să fie ziua. Când mă voi sfinți în voi? Ziua când se va vrea Dumnezeu să se sfințească și în tine. Ziua când vrea Dumnezeu să se sfințească și în inima ta. Și ce a zis un sutaș de la picioarele crucii? Cu adevărat, acesta a fost și Dumnezeu. Și se zicea așa, pentru că a știut. A sosit și pentru el, ziua când s-a sfințit Hristos în el. Fratele meu și sora mea, nu vrei să se sfințească Hristos în tine? Roagă-L pe Domnul, Doamne, inima mea e gata, inima mea e pregătită. Atunci și pentru mine ziua, când mă voi sfinți în voi. Trebuie să vă Domnul. Să vă mulțumesc.